presupunem deja, poate unii au superstiții și nu vor să presupună chestia asta, dar presupunem că echipa promovează, sunt șanse mari să o facă. Iar în sezonul viitor se va întâlni cu marea, nu mai vorbim de rivală, pentru că în accepțiunea lui Mititelu vorbim de marele dușman, marea dușmană Craiova. Universitatea Craiova, cum se numește clubul din Liga 1. CSU. CSU, Universitatea Craiova, pentru că așa a fost preluată de Liga Profesionistă de Fotbal și de Justiție. Cum vezi perspectiva asta? Tu, ca fost jucător la Craiova, știi orașul, înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile în Craiova. Va fi un meci interesant, va fi un meci în care toți suporterii vor fi conectați la această partidă, toți cei care iubesc Universitatea Craiova se vor uita cu siguranță la acest meci. Da. Cred că și televiziunile vor face un rating foarte bun. Ok, te gândești la televiziune tu, da. Da, și va fi o partidă interesantă. Dar Craiova cum va primi, orașul cum va primi meciul ăsta? Cum totuși crezi că îl va primi? Cum se va poziționa Craiova înainte de un asemenea meci, înainte de o asemenea rivalitate, cum nu știu dacă s-a mai văzut vreodată pe undeva. Două echipe care pretind, nu știu, nu o să spun eu acum că sunt procese pe rol, pretind că sunt Universitatea Craiova să se întâlnească în prima ligă într-un campionat. Mi se pare de domeniul absurdului, totuși. Da, mă rog, acest lucru, eu cred că suporterii vor decide care pentru ei este Universitatea Craiova și, din punctul meu de vedere, va fi un spectacol total, atât pe teren cât și în tribun. Dar simți că lumea din Craiova va veni către echipa asta? Pentru că sunt mulți care totuși s-au dus către, având nevoie de fotbal și Craiova fiind la un moment dat sărăcită de fotbal, după ce nu mai era nicio echipă în prima ligă, oamenii s-au dus către clubul lui Rotaru. Aveau nevoie de fotbal, au venit la stadionul nou, care iarăși a însemnat o chestie importantă pentru oraș. Crezi că oamenii se vor repoziționa către echipa asta, care vine din spate și e echipa mică în momentul ăsta? E Davidul din lupta cu Goliat, practic. Da, sperăm că așa va fi. Ce, vreți să-i dați o piatră în cap? Clubului din Liga 1. Clubului din Liga 1 mă refer. Metaforic, n-am zis că... Nu se va pune problema de așa ceva. Va fi un meci spectaculos, iar suporterii sunt convins că vor fi în număr mare alături de noi. Pentru că dacă în acești ani suporterii au suferit din acest punct de vedere, în momentul de față consider că au motive să se mândrească cu această echipă și vor reveni alături de această echipă. Va fi cumva o... Bine, nu vreau să o pun pe niciuna în postura asta, situația extensiv Universitatea Craiova. Tu știi foarte bine că ai jucat la extensiv. Nu. Am vrut un pic să te înțep aici, să vedem cum reacționezi. Nu va fi deloc. Dar poate să fie clubul lui Rotaru extensiv, poate. Posibil. Când erau două echipe atunci, când erai tu la extensiv, cum era în Craiova? Era clar Universitatea și extensiv era așa, un copil orfan al orașului. Exact, da. Nu aveam câțiva suporteri, nu foarte mulți, însă cei care îi aveam și noi la meciuri erau devotați.